Cum arată astăzi Angela Similea sau Corina Chiriac? Imaginea care le reunește pe vedetele de pe vremea lui Ceaușescu. Angela Similea și Corina Chiriac sunt două dintre dintre cele mai iubite artiste din România și adevărate personalități ale muzicii ușoare din epoca de aur. Recent, ele s-au alăturat altor două nume mari, Dida Dragan și Marina Voica, și au luat parte la un eveniment important – spre bucuria fanilor care nu le-au mai văzut de ani buni împreună. Iată cum arată astăzi celebrele artiste. Angela Similea și Corina Chiriac, revedere emoționantă la un eveniment. Nume mari are scenei românești și-au făcut apariția duminică, 5 martie, la redeschiderea casei de cultură din Chiajna. Printre acestea, Angela Similea, 76 de ani, Corina Chiriac, 72 de ani, Marina Voica, 86 de ani și Dida Drăgan, 76 de ani, cărora li s-au alăturat și alți colegi de breaslă, venind să ia parte la evenimentul extrem de important pentru localitatea ilfoviană. Dragi prieteni, pe 5 martie am participat la redeschiderea casei de cultură din Chiajna, frumos restaurată prin grija domnului primar Mircea Minea. Cu această ocazie, M-am revăzut cu dragi colegi invitați la acest eveniment de cultură, a scris îndrăgita solistă Corina Chiriac pe rețelele sociale. Cei prezenți la eveniment au primit atât flori cât și distinții precum diplomă pentru întreaga activitate artistică, dar și un trofeu care o înfățează pe doamna Chiajna. Seara a luat sfârșit după un recital Ovidiu Comornic și Okei okay Biand, trupa lui, reuniunea personalităților muzicii ușoare din epoca de aur. Au fost extrem de elegante, ca întotdeauna. Divele din epoca de aur au venit extrem de elegante și cochete la eveniment, așa cum, de altfel, s-au prezentat mereu în fața publicului. Regret că nu au putut fi prezente Mirabela Daur și Doina Spătaru. Seara s-a încheiat cu un recital de suflet, susținut de Ovidiu Comornic și trupa OK Biand. Doresc să-i felicit pe domnul primar și echipa domniei sale pentru tot ce au realizat în această comună, pe care mulți bucureșteni nu o cunosc. Dragele mele mame, doamne și domnișoare, este ziua noastră. La mulți ani cât mai prietenoși. Să fiți iubite și să iubiți. Nu uitați, iubirea este esențială, a scris Angela Similea pe Facebook, după eveniment. La șapte ani de când și-a anunțat retragerea din activitatea muzicală, Angela Simile a urcat recent pe scena teatrului de revistăți Constantin Tănase, de care o leagă amintiri extrem de emoționante de la debut. Doar pentru a saluta publicul, însă, nu a cântat și nici nu a precizat dacă va mai face asta vreodată.